Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe un ghinion în viața lor, o nedreptate, mai ales dacă este vorba de o maladie ereditară sau este luată de la cineva. Ceea ce nu știați este faptul că orice afecțiune apărută în viața noastră este provocată de propria persoană. Mai exact, boala este un semnal al sufletului. Mai multe informații despre acest subiect ne va da invitatul meu de astăzi, domnul Stelian Chivu. Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Mereu în Formă. Bine v-am găsit și eu și bună ziua și telespectatorilor. Dumneavoastră sunteți în măsură să ne răspundeți la următoarea întrebare. De ce ne îmbolnăvim? Care este cauza? Ce se ascunde în spatele acestor afecțiuni? Cât timp am pentru acest răspuns? Cât vreți dumneavoastră? De ce? Pentru că este un răspuns mai lung sau mai scurt în funcție de timpul nostru. Un lucru este cert. Am văzut, am înțeles răspunsul la această întrebare de-a lungul multor tentative de cercetare, de-a lungul multor călătorii. De exemplu, o parte a acestui răspuns am sesizat-o, am înțeles-o în Tibet, în cadrul Institutului de Medicină Tibetană, Potala, Lhasa, unde am sesizat în cadrul acestui institut cum diagnosticau, atenție, cum diagnosticau călugării tibetani, pur și simplu prin puls, câtă meserie, câtă pregătire îți trebuie ca să diagnostichezi o boală. Acolo am învățat că boala se tratează holistic. Adică, ce înseamnă holistic? Când te doare un deget, nu tratezi numai degetul. Călugării tibetani tratează tot, adică tratează corpul fizic, pentru că îl vedem, îl hrănim, îl îmbrăcăm, îl spălăm, tratează corpul emoțional, pentru că noi, pe lângă corpul fizic, mai avem și emoții. Asta înseamnă că avem și un corp emoțional. Și nu numai atât, avem și gânduri. E cineva care nu are gânduri. Asta înseamnă că avem și un corp mental. Ca sinteză, deci avem corpul fizic pe care îl cunoaștem mai mult sau mai puțin cu toții, avem emoții, un corp emoțional de care suntem conștienți sau nu, avem gânduri, un corp mental și, bineînțeles, avem și un suflet. Iată ce înseamnă... Trup, suflet, minte. Exact. Iată ce înseamnă tratamentul holistic. Răspunsul la întrebare poate să fie mai lung, dar o să urmăresc să-l structurez, în sensul că în momentul în care vorbim de o boală fizică, spun boală fizică, de obicei, omul, abia când îl doare ceva fizic, atunci merge la medic. Lucrurile sunt extrem de clare. Când te doare corpul fizic, te duci la medic, la chirurg. Când te doare sufletul, atunci mergi la maestru, la preot, mergi la un psiholog, la cineva care te ajută să-ți rezolve aceste boli. Pentru că fizicul este tratat cu pastila, cu bisturiu, corpul emoțional este tratat prin tot felul de psihoterapii, de retrageri, de rugăciuni. Corpul mental este tratat la rândul lui și el prin tot felul de metode care te ajută practic să-ți odihnești, să-ți repari, să-ți vindeci corpul mental. Corpul fizic este hrănit cu hrană lichidă, hrană solidă, somn și aer. Dar cu ce hrănim oare corpul emoțional? Cum alimentăm, cum spălăm, cum îngrijim corpul mental, cum interacționăm cu sufletul. Iată doar câteva întrebări care completează acest răspuns. Continuând răspunsul, este foarte, 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 e nevoie de foarte mult timp, în sensul că ca să tratăm o boală a corpului fizic, e necesar să privim și celelalte corpuri. Și un răspuns scurt ar fi următorul. Orice boală existentă în corpul fizic are o cauză în corpurile subtile. Pentru că în corpurile subtile, în această categorie, intră și corpul emoțional, și corpul mental, chiar și sufletul. Care sunt acele stări sufletești care hrănesc aceste afecțiuni? Este așa de simplu. Dacă vorbim despre o furtună emoțională, ea automat va declanșa și o furtună fizică. Fac o paranteză aici. Dacă este să analizăm cum se instalează, cum se manifestă o boală, lucrurile sunt extrem de clare. Prima dată se îmbolnăvește corpul mental. Cum, de ce? Să zicem că, nu tu, cineva primește o veste șoc. Ți-a murit cineva drag sau ai fost părăsit de iubit, iubită. Informația șoc influențează, îmbolnăvește corpul mental,
corpul mental îmbolnăvește corpul emoțional, corpul emoțional ajunge să se manifeste în zona fizică, culmea, nu la toate persoanele la fel. Dacă persoana analizată, pacientul nostru... Fiecare la ce sensibilitate exact, are. Exact. Dacă din familie a avut probleme cu inima, e posibil ca și el să simtă problema la nivelul inimii. Iată de ce orice boală pornește de la nivel subtil, ajungând să se manifeste în zona corpului fizic. Așa că acest gen de tratament holistic înseamnă să avem atenția orientată asupra tuturor corpurilor noastre. Acum aș vrea un pic să diagnosticăm anumite stări. De ce apare cancerul în organism? Ce factori influențează? Care sunt gândurile acelea rele care poate genera această afecțiune? În momentul în care sunt întrebat concret, răspund foarte direct. Cancerul este și el o boală vastă. Să luăm, de exemplu, nodulii la sân. În momentul în care o femeie are un nodul pe sânul drept, atunci ea are un anumit tip de conflict. Repet, conflictul este la nivel mental, la nivelul corpului mental. Are un conflict relațional cu bărbatul din exterior. E necesar să mai facem câteva paranteze ca să fim înțeleși. Nu e vorba numai de bărbatul exterior, ci e vorba și de bărbatul interior. Fie că analizăm un pacient bărbat sau femeie, el nu este complet bărbat și nu este complet femeie. Oriunde, orice am analizat de pe planeta noastră, nu este perfect 100% bărbat, yang, solar, electric sau 100% femeie, rece, lunar, magnetic. Ci pur și simplu noțiunile se întrepătrund mai mult sau mai puțin. Dezechilibrul dintre cele două energii duce la apariția bolii. Întorcându-mă la acest exemplu, femeia care are un conflict, apăriți-o iubitul, să zicem, soțul, nu contează cine, are un conflict la nivel mental, conflictul de la nivel mental va fi transmis zonei emoționale. Ori femeia comunică relațional cu această zonă, cu sânii. Femeia este reprezentată din punct de vedere al naturii prin sân. În momentul în care se stabilește conflictul la nivel mental, el va ajunge să somatizeze prin nodul pe sânul drept. Nu toate femeile au nodul pe sânul drept. Dacă este să analizăm un nodul pe sânul stâng, aici e vorba despre relația cu copilul, băiețelul și relația cu bărbatul interior. Deci iată, aici avem bărbatul exterior, iubitul, aici avem copilul, tatăl, bărbatul interior. Conflictele, fie că sunt exterioare, fie că sunt interioare, mai devreme sau mai târziu ajung să somatizeze în fizic. Cuvântul cancer poate fi înlocuit ca în cer. Iată un alt gen de interpretare pe care mentalul nostru cu mintea subconștientă poate să-l reprogrameze. În general, cancerul este o problemă conflictuală. Chiar dacă este aflat în diferite stadii, în diferite faze, dacă se rezolvă problema conflictuală, bineînțeles, depinde și de fază, sunt mari șanse ca individul, pacientul respectiv să se vindece. Dacă nu, sunt situații, chiar anumite lucrări de specialitate îndrăznețe afirmă că sunt persoane care vin cu o boală, cu un cancer din viața anterioară. E necesar să înțelegem că aceste programe de boală, aceste programe limitative pot fi scoase și pot să recunosc că din ce în ce în ultima perioadă am mai multe persoane cu tot felul de atacuri de panică, cu tot felul de fobii, cu tot felul de stresuri manifestate. Și ce le recomandați în aceste situații? Este foarte simplu. Ori încep să meargă la un curs, încep să caute, să se evalueze, să citească sau caută un specialist care să le recomandă o variantă. 1, 2, 10, mă rog, alegerea lor. Dar recomandarea de bază este ca de fiecare dată să urmărească și cauzele subtile. Este minunat să te duci la farmacie, să te duci la medic, recomandat, clar, dar mergeți și dincolo. O să vă dau un exemplu clar. Am mai mulți pacienți care vin cu probleme cardiace. Îi evaluez foarte rapid și le explic, ok, mergi la, fă-ți toate analizele, mergi la laborator, mergi la cabinet, unde vrei tu, fă-ți toate analizele pentru mintea, dar să știi că nu ai nimic. Pentru că, de cele mai multe ori,
Atenție, boala nu se instalează în fizic. Și acești pacienți merg, își fac analizele, e minunat, văd că analizele sunt ok, mintea lor se destresează, mintea lor se deprogramează că, aoleu, am simțit niște junghiuri, un nod, nu știu ce, o durere și gata, am probleme cu inima. Deci nu alimentează aceste programe de boală, se întorc la cabinet, fac anumite psihoterapii, anumite deprogramări, chiar acționez cu anumite cristale sau în funcție de conjunctură și ei reușesc să înțeleagă că, aha, e mai bine, deci nu sunt așa de rău. Ca dovadă că boala nedescoperită, neidentificată prin toată lista de analize în corpul fizic, este bine că este depozitată, se manifestă în corpul emoțional și se manifestă sau chiar acționează în corpul mental. Eu v-am spus, mi-am pregătit o listă cu cele mai des întâlnite afecțiuni și aș vrea să le dăm pe scurt la fiecare în parte, cauza și soluția. Aș vrea să vorbim un pic despre diabet. Care este cauza acestei afecțiuni? Sună frumos, cauza și soluția. Poate telespectatorii noștri... Motivul, ce pac, poate provoca această soluția, stare neplăcută? E necesar să vorbim per ansamblu. Per ansamblu. Pentru că fiecare bolnav de diabet, de exemplu, manifestă alte cauze. În schimb, poate să fie o rețetă generală, dar această rețetă generală o văd, de exemplu, pe pacienții mei, care fiecare pacient, practic, are aceeași boală, dar apar alte cauze. În momentul în care analizăm pe ansamblu, dacă este să vorbim de diabet, diabetul are o cauză extrem de clară. Invidia. 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 Dar în cazul persoanelor care suferă de osteoporoză? Este neîncrederea în sine. Osteoporoza ține de sistemul osos. În momentul în care tu nu ai încredere în tine, automat că se năruie ceva. Ce anume? Încrederea în sine. Ce ne susține pe noi? Sistemul osos. Uite, un caz foarte interesant, constipația, care este, să zicem, soră, rudă, apropiată cu acea boală, hemoroizi. Am avut un pacient foarte interesant, care avea afaceri, mașini, proprietăți, dar extrem de zgârcit. Zgârcenie de genul hagitudose. Ce fenomen se întâmplă? El, ca să vedeți cum se relaționează aceste conjuncturi, el era obișnuit să strângă din orice. Asta l-a dus la probleme cu hemoroizi. Era, și o să vezi ce legătură are cu constipația. S-a operat odată, medicii au zis că ok, nu-i nicio problemă, operația e în regulă. Gata, s-a rezolvat. După 6 luni a apărut iar. S-a mai operat odată. După alte vreo 4-5 luni a apărut iar și practic nu mai avea din ce să taie medicul respectiv. Și atunci, el inteligent fiind, a încercat să găsească cauza. Este simplu, în momentul în care ești zgârcit, strângi. Te crispezi. Exact, te strângi. Cauza este clară. Corpul nu permite circulația, apropo de constipație. Corpul nu permite să dăruiești, corpul nu permite să te deschizi, pentru că tu ai tendința să strângi, să acumulezi. Iată la ce poate duce o stare de acumulare, o stare de zgârcenie. Pentru că ea se manifestă mental, ai tendința să ai cât mai mulți bani, câte mai multe mașini și așa mai departe. Și emoțional, iar fizicul strânge din toate zonele. Așa apar problemele, cauza de bază, gen hemoroizi și problemele de constipație. Dar problemele respiratorii, și aici vorbim și de astm? Problemele respiratorii se manifestă în zona plexului cardiac. Ca să explicăm așa, pe ansamblu, în momentul în care apare, analizăm un program de boală din exterior, el acționează la nivel de fizic prin centri energetici, nadisuri, ajungând până la glandele endocrine corespondente fiecărei zone, iar glandele endocrine trimit sau interacționează cumva cu ADN-ul nostru, ADN-ul producând acele substanțe chimice care pot aduce boala sau sănătate. Asta este o sinteză sintetizată, să folosesc această expresie. Dacă este să vorbim de bolile aflate la nivelul plexului cardiac, printre care și astmul. Este vorba de glanda endocrină numită timus. Glanda endocrină numită timus, care are cumva subordine inima, plămânii. Ce fenomen se întâmplă?
Glanda endocrină thymus este activă până în perioada de 20-22 de ani. Atunci tipul este îndrăgostit, iubește, este expansionat. După 25 de ani, această glandă endocrină chiar are tendința să se micșoreze. Chiar sunt studii care arată că copiii au o glandă endocrină numită thymus foarte, foarte mare. În momentul în care crește corpul fizic, se micșorează și ea. Glanda endocrină thymus se ocupă, printre altele, de bolile autoimune. Nu întâmplător, în ultima perioadă, abundă aceste boli autoimune. Deci imunitatea este cumva condusă, controlată, susținută de glanda endocrină thymus. O cauză este lipsa iubirii, pentru că zona plexului cardiac se ocupă în mod special cu iubirea. Nu accept iubirea, nu primesc iubirea, nu dăruiesc iubirea sau pur și simplu sunt rece. Aș vrea să vorbim pe ultimele minute ale emisiunii și despre alergii și conjunctivită. Ce factori influențează? Da, o să vă surprindă, dar totul în corp este în strânsă legătură. Când vorbim despre alergii, depinde de care alergii, la nivel de piele, respiratorii, sunt mai multe orice tipuri. Orice tip de alergii, vorbim, în mare parte. În mare parte, să zicem, cele mai cunoscute în prezent sunt alergiile manifestate la nivel de piele. Ori pielea este cel mai mare organ al corpului uman. E o chestie clară. Pielea, vă surprinde sau nu, este tot în legătură cu iubirea, tot în legătură cu glanda endocrină numită thymus. Iată ce înseamnă asta. Cineva care are o piele rafinată, catifelată, gen piele de bebe. Păi se iubește prea mult? Nu că se iubește prea mult asta, să nu exagerăm, pentru că atunci ar fi narcisism. Copilul iubește necondiționat. Exact, de ce este are, pur, de ce curat. Chiar persoane în vârstă care știu să iubească, de exemplu, am cunoscut diferiți preoți care au acest har sau maestri. Ei știu să se iubească, știu să iubească pe alții și asta le permite să aibă o piele foarte fină, așa că cel mai bun tip de alifie pentru piele și cel mai bun remediu pentru tot felul de iritări ale pielii este iubirea. Faceți așa cumva o alifie de iubire și va funcționa garantat. Referitor la conjunctivită, ochii sunt în strânsă legătură cu plexul solar. Vorbim de vedere și de clar vedere. Deci în momentul în care ochii, marea majoritate a afecțiunilor oculare, din punct de vedere subtil, provin din zona plexului solar. Înseamnă că ceva nu vrei să vezi, ceva îți sare în ochi, ceva îți blochează vedere. Nu vreau să văd asta, nu vreau să aud asta. Și asta, ca și program, nu face altceva decât ajunge la nivel fizic, somatizând prin tot felul de boli manifestate la nivelul ochilor. Iată de ce, atunci când analizăm o boală, analizăm un organ, e minunat să ajungem în zona fizică, dar să ținem cont și de zona subtilă. Toate aceste afecțiuni sunt doar niște mesaje din propriul nostru interior, exact. Iar iubirea și liniștea interioară este soluția perfectă. Domnule Stelian Chivu, vă mulțumim frumos pentru informațiile prețioase și vă așteptăm cu mare interes la emisiunea Mereu în Formă. Este o emisiune așa de minunată, păcat că are doar puțin timp, pentru că întrebările sunt foarte multe și cred că sunt extrem de cerute și esențiale categoric. Atunci când se înțeleg. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Îi mulțumesc Clarei Rotescu pentru ținuta asigurată și vă mulțumesc și vouă pentru că ați rămas alături de noi. Vă invit să dați like paginii de Facebook Mereu în Formă, unde puteți să urmăriți toate emisiunile noastre, iar dacă aveți întrebări sau sugestii, le așteptăm cu mare interes. Atât pentru astăzi, ne revedem în luna septembrie, când începe un nou sezon. Până atunci, vă urez o vară plăcută și plină de experiențe frumoase. Pe curând!